Domnul și domnilor, vă prezentăm cele mai vehiculate patru nume în aceste momente pentru preluarea șofiei Partidului Social Democrat. Avem dezvăluiri de la negocierile ascunse pentru putere. Se pregătește debarcarea Vioricăi Dăncilă de la moment la moment. Ce se decide chiar acum vom afla de la corespondenții România TV. Pe de altă parte, vedem și care este planul din sufrageria atenției lui Liviu Dragnea. Cine este în spatele acestei operațiuni și anume revenirea lui Oprea la conducerea PSD. Vedem și care este noua majoritate pe care o vrea președintele Klaus Iohannis. Pe de altă parte, acesta vrea puterea totală, președinție, guvern, dar și parlament. Corespondenții România TV au aflat pe cine aduce Klaus Iohannis la putere. Toate aceste informații așadar în această ediție specială a știrilor. Însă, pentru început, aș vrea să le mulțumesc și invitațiilor de la această oră, domnul Răzvan Oroșanu, analist economic. Vă mulțumesc, domnul Oroșanu. Mulțumesc. De asemenea, domnul Dan Cărbunaru, Calea Europeană.ro, vă mulțumesc încă o dată, dar și invitațiilor ce se află în aceste momente într-o legătură telefonică directă cu noi, domnul Stelian Tănase, istoric, vă mulțumesc, domnule Tănase, dar și domnul Arfled Bulai, sociolog, vă mulțumesc încă o dată, domnule Bulai. Pentru început însă aș vrea să mergem la colega mea, Bianca Chivu, pentru că în prima zi din noul mandat de președinte, Klaus Iohannis l-a chemat la Cotroceni pe premierul Ludovic Orban. Cel mai probabil, discuțiile se vor axa pe rectificarea bugetară pe care guvernul urmează să o facă astăzi. Bianca Chivu are detalii, te ascultăm, Bianca. Bun găsit! Klaus Iohannis a început săptămâna în forță, l-a convocat pe premierul Ludovic Orban aici, la Palatul Cotroceni, unde cel mai probabil vor discuta, printre altele, și despre rectificarea bugetară. Rectificare care va fi adoptată până la finalul acestei săptămâni, cel mai probabil în următoarea ședință de guvern, așa dă asigurări chiar premierul Ludovic Orban. Tot Ludovic Orban spune că astăzi ministrul de finanțe se întâlnește cu ceilalți miniștri pentru a pune la punct ultimele detalii legate de rectificarea bugetară. Rectificarea este previzibil negativă, asta pentru că liberalii au anunțat în repetate rânduri faptul că fostul guvern a lăsat o gaură de circa 18 miliarde de lei. Deficitul bugetar pe rectificarea bugetară este de aproape 4%. Așadar, așteptăm și noi să ajungă aici premierul Ludovic Orban pentru întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis și vom afla și noi și vă vom ține la curent ce vor discuta aceștia astăzi. Bianca, mulțumesc, revenim la tine în scurtă vreme. Planul președintelui Klaus Iohannis după câștigarea alegerilor, șeful statului se pregătește să construiască o nouă majoritate în Parlament. În același timp se intensifică discuțiile despre alegerile anticipate. Acest lucru înseamnă demiterea guvernului Orban. Se poartă și discuții despre o alianță PNL-USR, care sunt scenariile și ce ar urma să se întâmple, știe colega mea Janina Vatkovici. Te ascultăm, Janina. Bun găsit, președintele Klaus Iohannis într-adevăr își dorește o astfel de majoritate și cel mai probabil se va implica pentru construirea ei, o majoritate pe care și-a dorit-o de altfel de la bun început, având în vedere de asemenea și demersul Partidului Național Liberal pe care și l-au asumat în mod inițial și anume alegerile anticipate, pe care în continuare și le doresc, așa cum spunea de altfel și președintele Partidului Național Liberal, premierul Ludovic Orban, de asemenea ne-am auzit și pe vicepreședintele Partidului Național Liberal, pe Rareș Bogdan, spunând același lucru, și anume că liberalii își doresc în continuare alegeri anticipate. Un scop pe care și l-au asumat de altfel și cei de la USR, ar urma să existe o întâlnire între liderii celor două partide pentru a pune la punct un eventual parteneriat cu privire la aceste alegeri, care ar urma cel mai probabil să ducă la o nouă majoritate, exact așa cum spunea și președintele Klaus Iohannis și așa cum își dorea, o majoritate însă favorabilă liberalilor, pentru că în continuare își doresc, bineînțeles, și un guvern, dacă bineînțeles va rămâne aceeași formulă în contextul unei noi majorități. Până atunci sunt discuții foarte importante cu privire la acest demers, discuții care conturează, așa cum vă spuneam, un nou demers pentru alegerile anticipate. Jane, mulțumesc foarte mult. Domnule Stelian Tănase, încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și cu permisiunea invitațiilor și începe cu dumneavoastră. Practic ar fi pentru prima dată în istoria post-decembristă când s-ar întâmpla acest lucru și anume un control absolut asupra acestor instituții. Credeți, este sustenabilă această idee? Credeți că USR-ul va negocia? Nu vor fi alegeri anticipate și nu am altceva de comentat mai mult de atât. Domnule Stelian Tănase, indiferent ce ne spun liderii liberal sau USR, nu vor fi alegeri. Ar fi o soluție foarte bună ca acum să se schimbe majoritatea, dar cadrul constituțional nu permite.
și nici realitatea practică. Știți care e procedura, se pleacă de pe ori prin Parlament. Nu, e complicat. Nu vor fi alegeri anticipate. Dar credeți într-o consolidare parlamentară? Iată, se discuta la un moment dat de negocieri, de o dreapta mult mai unită, mai concentrată. Am văzut că s-a încercat acest lucru, poate s-a reușit la moțiunea de cenzură, dar atunci când a venit vorba de susținerea guvernului Orban, lucrurile nu prea au mai stat așa. Păi și în continuare lucrurile vor fi la fel. Cred că îndată după anul nou partidele se vor așeza cu fața la alegerile locale. Și fiecare partid se va pregăti. Numai că alegerile locale au o dificultate, sunt alegeri într-un tur. Din cauza asta, cei care sunt deja în posturi sunt avantajați. PSD-ul are vreo 1900 de poziții ocupate față de 1200 ale PNL-ului. Sunt UDMR-ul în această coaliție împotriva, să se schimbe, împotriva schimbării sistemului. Cred că asta va fi, de fapt, dezbaterea principală. Alegeri într-un tur sau în două. Cu asta se va frământa această coaliție care acum dă această formulă majoritară și susține guvernul Orban. Domnule Jeanu, cum vedeți dumneavoastră, iată, situația actuală? Președintele este în continuare preocupat de majoritatea pe toate planurile și un lucru ciudat am putea spune în contextul nostru politic, l-a chemat pe domnul Orban pe premier, nu am văzut-o niciodată pe doamna Dăncilă la consultări la Cotroceni. Cred că ce va preocupa foarte într-un timp foarte scurt acum va fi să rezolve problema bugetului și nu e numai bugetul de la de anul ăsta pe care trebuie să-l închidă și va fi probabil o închidere destul de nefericită într-un deficit de 4% care nu știu cum se va putea explica către partenerii europeni. Vorbim și de construcția bugetului pentru anul, pentru că dacă nu vom porni cu un buget de la 1 ianuarie, știți regula, se folosesc 1 pe 12 din fondurile alocate de anul ăsta, adică asta ar însemna o reducere netă semnificativă, chiar pentru foarte multe comunități, inclusiv comunități locale, care se pregătesc să intre în alegeri. Deci aici e o ecuație foarte complicată și cred că asta va fi prima grijă de a rezolva. Și o ecuație destul de complicat de rezolvat, pentru că pe de-o parte avem fonduri din infrastructură nefolosite corect, dar pe de altă parte sunt depășiri de cheltuieli la fondurile pentru salarii și la bugetul de pensii. Ori, lucrurile astea, ca să le pui într-un echilibru, nu e un exercițiu facil. Domnule Grobnaru, PNL-ul, Klaus Iohannis, sunt pe un trend ascendent din punct de vedere al popularității electorale. Este favorabil? Își doresc cu adevărat aceste alegeri anticipate? Sunt favorabile chiar lor aceste alegeri? Evident, ar putea împinge și mai mult culegerea de beneficii de pe urma acestui trend. Există dificultăți, în primul rând, constituționale și procedurile care în premieră s-ar declanșa în acest context, nu avem garanția că s-ar duce până la capăt, dacă vorbim de alegeri anticipate. Ar trebui demis domnul Orban de două ori în Parlament. Da, să spunem că pe o înțelegere politică s-ar putea întâmpla acest lucru într-un mod extrem de rapid. Întrebarea este dacă realmente se va putea produce această chestiune și, doi, în ce măsură entuziasmul care România au venit la vot și au dat președintele Iohannis, care iată culege practic toate dividendele politice ale schimbărilor din ultimele luni, se pot regăsi și în performanțele economice care să ajute până la urmă românii, indiferent că au rămas în țară sau afară, să înțeleagă faptul că această țară se poate mișca rapid și diferit față de perioada în care PSD a guvernat alături de ALDE. Iar asta este, mi se pare, o chestiune mult mai complicată decât o reașezare a puterii politice pe baza eventuală a unor alegeri anticipate, pentru că avem de-a face cu o economie care a mers în același timp într-un ritm de creștere extrem de interesant și de alert în context european, dar pas la pas, aproape la paritate cu inflația, cu în combinație cu acest deficit care va crea o presiune suplimentară în raport cu Comisia Europeană, care deja a atenționat România în legătură cu o eventuală procedură de deficit excesiv, care ne așteaptă dacă o ținem așa, și probabil că vor trebui să fie niște schimbări. Schimbări cu aceeași masă, pentru că avem o colectare destul de scăzută în continuare în România,
de taxe și impozite. Înțelegem că acest guvern cel puțin nu intenționează pe de-o parte nici să crească taxe și impozite, din motiva intenționează către mediul de afaceri să aibă o deschidere ceva mai mare și dar logic pentru un guvern de dreapta. Domnul Orban a refuzat să răspundă la întrebarea vom cum vedea va ce soluții, de unde va tăia. Vom vedea ce soluții au. Deocamdată știm că s-a angajat să respecte toate promisiunile PSD-ului care s-a angajat din punct de vedere legal, că vor plăti pensiile și salariile din bugetul existent. În același timp vedem corecții și mi-amintesc că în fiecare an s-a întâmplat acest lucru, în fiecare an pe final au fost tăiate sumele pe care România trebuia să le pună pentru a atrage banii europeni și asta cred că este foarte proastă pentru dezvoltarea noastră. Aș vrea să vă spun atenție și următoarea informație, domnule Tănase, aș vrea să comentăm împreună pentru că iată, începe măcelul în Partidul Social Democrat, se cere demisia Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD. Deja se poartă discuții cu privire la cine ar putea să preia conducerea partidului. Sunt vehiculate mai multe nume, între care Gabriela Firea. Despre cine este vorba, știe colega mea, Larisa Bernaschi. Te ascultăm, Larisa, bun găsit! Bun găsit tuturor! Deloc surprinzător putem spune faptul că PSD a pierdut alegerile prezidențiale duce practic la o nouă conducere, la schimbarea conducerii Partidului Social Democrat și putem spune că informal s-au început deja demersuri în acest sens, în sensul în care deja există grupuri mici, s-au format deja tabere în Partidul Social Democrat care pregătesc intrarea în scenă unor noi lideri politici, adică cei care ar putea să preia șefia partidului și avem deja o listă scurtă cu cei care își doresc cel puțin să preia șefia Partidului Social Democrat și deschidem această listă cu Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, cea care știm foarte bine a avut mai multe scandaluri cu fosta conducere a partidului, ne referim aici la Liviu Dragnea, cel care a și demis-o din funcțiile de conducere pe care dânsa le deținea. Însă Viorica Dăncilă a venit și a pus-o din nou pe poziții pe Gabriela Firea și i-a dat din nou funcția de vicepreședinte la nivel național și conduce în continuare organizația de București și cea de Ilfov, aceleași funcții pe care le avea înainte de cearta cu Liviu Dragnea. Un alt nume care ar putea să preia partidul și care trage sfori în această perioadă este Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, cel care, potrivit unor surse politice, a și început deja încă de azi noapte demersuri în acest sens, în sensul în care a început să contacteze, să discute cu liderii din teritoriu, astfel încât să fie sigur că mâine la Comitetul Executiv Național are suficient susținere pentru a-i cere Vioricăi Dăncilă să facă un pas în spate. Până în acest moment, cel puțin la nivel declarativ, Viorica Dăncilă nu are de gând să facă un astfel de pas, nu vrea să-și dea demisia din fruntea partidului. Însă, în cazul în care îi se retrage sprijinul politic și eventual va fi suspendată din funcție sau își dă demisia, Eugen Teodorovici, președintele executiv, adică numărul 2 în partid, este cel care va prelua mandatul de președinte al PSD, bineînțeles cu titlul de interimar, însă până la un viitor congres, atunci când Eugen Teodorovici își dorește să preia această funcție la un congres ales de către cei din Partidul Social Democrat. Și Olguța Vasilescu se află pe această listă, este unul din liderii puternici ai partidului, care are susținere în PSD și nu este exclus ca fie ea, fie Claudiu Manda să își dorească să ajungă în conducerea centrală a partidului. Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla mâine, pentru că mâine are loc ședința Comitetului Executiv Național, o ședință care a fost convocată de urgență azi noapte, după miezul nopții, pentru mâine la ora 18:30, atunci când toate taberele din Partidul Social Democrat vor sta față în față. Larisa, mulțumesc foarte mult. Domnule Tănase, cine credeți că are șansele cele mai mari să preia puterea în PSD? Cât pas se elimină din stat. Nu cred că Olguța Vasilescu are vreo șansă. Ciolacu mi se pare candidat serios. Firea, care este foarte conectată și este susținută de rețelele pe care și le-a constituit în timp la Primăria Bucureștilor. Și Teodorovici, dacă nu se vor face schimbări în sensul că se va rămâne pe statut, deci secretarul, președintele executiv rămâne în funcție la vacantarea președintelui. Asta e un aspect. Al doilea, Dăncilă nu are cum să scape de eliminarea ei, pentru că n-a scăpat nici Iliescu, n-a scăpat nici Năstase, n-a scăpat nici Gioană, nici Ponta atunci când au pierdut alegerile prezidențiale. Deci drumul este clar. Ce a fost, să zic, un element surpriz este că organizează atât de repede după duminică, deci marți, un cex, ceea ce arată că acolo sunt foarte grăbiți să o schimbe pe Dăncilă și să încerce altă conducere. Mă gândeam că până la congres, dar sunt un naiv în politică, să știți, așa?
până la Congres nu vor mișca nimic. Adică o vor sacrifica la Congres, după discursuri, tabere, și aveau și nevoie de timp să-și taberele acestea să se configureze. Așa a spus, de altfel și eu cred că Dăncilă are următoarea șansă. În momentul când se va face un acord în spatele ei asupra celui care trebuie să preia partidul, a doua zi ea nu mai este președinte al partidului. Deocamdată nu s-au înțeles la vârf baronii, pretendenții, candidații pentru șefia partidului, și vom mai asista. Nu cred că mâine se va rezolva problema. Domnule Tănase, pe de altă parte a fost vehiculat și un alt scenariu în spațiul media și nu numai, și anume revenirea lui Sorin Grindeanu totuși la conducerea, pe o funcție de conducere în Partidul Social Democrat. Înțeleg că a fost contactat astăzi de către colegii mei și domnia sa a spus că nu vrea să comenteze deocamdată și că vom vedea ce va fi, a spus Sorin Grindeanu. O apropiere nu, de nimic. Pro-România. Nu, este un scenariu mort, este un scenariu abortat de înainte. Domnule Tănase, stimați invitați, haideți să vedem pe de altă parte ce a spus și viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, chiar aici la România TV, care acuză că apariția lui Gabriel Oprea în sediul PSD noaptea alegerilor este o acțiune decisă în sufrageria lui Liviu Dragnea în ziua de eliberare condiționată. Bădulescu mai spune că membrii PSD din teritoriu nu își doresc să fie marionete. Aceasta este imaginea și vom vedea și declarațiile. Îmi pare rău să spun că, din păcate, această acțiune este acțiunea individuală pe care nu a adus-o la cunoștința nimănui, sau dacă a adus-o la cunoștința cuiva, cred că a adus-o doar la cunoștința celor care au participat în sufrageria domnului Dragnea în acea zi când dumnealui a fost, s-a bucurat de libertate. Și cred că peste capul majorității acestui partid, care cu micul mare pune osul la muncă, a făcut-o, și lucru care, dacă într-adevăr se confirmă, este una dintre cele mai mari probleme. Eu nu cred că colegul de la Mehedin sau colegii din Prahova sau colegii din Baia Mare sau de unde vreți dumneavoastră vor în continuare să se considere doar niște marionete a unui grup de decizie din interiorul PSD-ului care ne-a adus în situația în care suntem. Vreau să vă spun un singur lucru. Ce este dureros este că niciunul dintre cei a căror nume a fost titrat în presă nu au ieșit să desmintă această întâlnire. Și am citit și eu în presă, doamna Olguța Vasilescu, domnul, cum se cheamă, Iordache, domnul Vâlcov. Să știu dânsi foarte bine cine a fost acolo. Domnule Tănase, înțelegem așa că deja s-au conturat două tabere foarte bine în Partidul Social Democrat și este lupta pentru putere, evident. Însă cine ar fi putut să-și asume, iată, o prezență atât de controversată? Mutarea asta cu Gabriel Oprea este foarte ciudată, legată de servicii, bineînțeles, și știm traiectoria generalului Oprea. Cred că încurcă foarte mult apele la PSD. Acolo, chiar dacă sunt rivalități, controverse, au scos cuțitele pe masă, lucrurile decurgeau în bucătăria lor. E, apariția lui Oprea încurcă foarte mult, că nu înțelegem ce caută el acolo. E un OZN? Ce este el? Cu ce se ocupă? De unde până unde? Care e statutul? Cum a pătruns? Căci că e vicepreședinte prin faptul că este un contract de asociere cu niște sindicate pe care le reprezintă Oprea. Este o prostie, dar este evident, prin prezența lui acolo, arată că nu e chiar așa prostie, este o realitate. El trebuie dat afară, urgent, și presediștii să rămână între ei. Domnule Tănase, știți ce? Pentru că altfel va încurca foarte mult locurile și va schimba miezul discuției. Miezul discuției este șefia PSD. Domnule Tănase, știți ceea ce este uimitor? Faptul că astăzi domnul Liviu Pop, deci totuși un om din prima linie a PSD-ului, spune că nu știa că domnul Gabriel Oprea este vicepreședinte. Doamna Firea, domnul Fifor, adică vorbim despre niște nume cu o anumită greutate, cu o anumită putere executivă, care habar nu aveau de existența domnului Oprea. În acest dacă context... dacă îmi scuzați cuvântul prea mare, este un puci. Este o lovitură pe la spate, organizată de câțiva tovarăși de la vârful PSD-ului, care încearcă să-l strecoare pe Oprea pentru a putea să mai joace un rol pentru a controla situația din PSD. El trebuie alungat urgent, nu are nicio legătură cu PSD-ul în sens formal. Dar, domnul Cărbunaru, mă întreb și către dumneavoastră, iată, practic se dinamitează din interior acest partid.
acest partid, dacă se dinamitează, nu a început acum să se dinamiteze. A început în urmă cu câțiva ani de zile, când a ales o modalitate autoritară de a conduce, asumându-și riscul dispariției liderului suprem, care să ducă după aceea, pe cale de consecință, la prăbușirea acestei piramide. Regruparea în acest context, până la urmă, este logică, este, până la urmă, cea mai importantă forță de centru-stânga în România și care trece printr-un moment dificil. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Pe de altă parte, vă amintesc rolul pe care domnul Oprea l-a avut în alegerea lui Liviu Dragnea. Vă amintesc că n-a făcut niciun secret din dorința domniei sale de a se implica și atunci în bătălia pentru conducere, disputată între Cred Rovana Plumb și Liviu Dragnea. Modalitatea în care se regrupează PSD-ul mă depășește. Nu știu dacă se face neapărat foarte transparent. După mirarea pe care o afișează public unii lideri ai PSD, pare că lipsa de transparență este și în raport de leadership acestui partid. Dar este problema lor, este cea mai mică problemă a românilor la acest moment și cred că acum avem nevoie de o opoziție coerentă, clară, care ne lipsește din simplu motiv că PSD stă să vadă când declanșează atacarea liderului după modelul menționat mai devreme de domnul Tănase, de la domnul Iliescu încoace. Domnule Tănase, pe de altă parte, domnul Oprea, cu, iată, cu o vastă experiență politică, mă gândesc că nu a venit doar la invitația domnei Dăncilă să bea o cafea și să numere voturile, să facă numărătoarea paralelă. Este clar că misiunea sau implicarea domniei sale era de un alt calibru acolo, deși, iată, niciun lider nu știa de existența domniei sale. Da, i-am spus că este o cercare de puci, este cercare de a-l impune prin spate, pe ușa din dos, și el reprezintă anumite interese pe care Dragnea, de exemplu, inventez un scenariu în care Dragnea este interesat. Se cunosc relațiile între Dragnea și Gabriel Oprea. Ce să spun, este o mutare care încurcă foarte mult și așa încurcatele treburi de la vârful PSD. Dar, domnule Tănase, să vă dați seama, deci totuși domnul Oprea în momentul de față este vicepreședinte, este în cexul PSD, are drept de vot. N-a fost ales de niciun organ. Iar ce a spus Dăncilă este o aiureală. Ne spune aiureal de un an jumate. Deci el n-a fost ales de Congres, nu are niciun statut legal, a venit doamna Dăncilă și ne-a spus că este. Nu este. Noi presa nu știm când s-a produs această cooptare sau alegere, cum vreți să-i spuneți. În care doamna Dăncilă a avut nevoie de voturi masive pentru i s-a negociat în termen de sindicat. Și aș vrea să vă întreb, domnule Tănase și stimați invitați, contraziceți-mă dacă greșesc. Înțeleg că domnul Oprea reprezintă niște sindicate de rezerviști, dar și de persoane active. Eu știu că o persoană activă nu are drept constituțional. Îmi dați voie să fiu brutal? Politică. Da, vă rog. Îmi dați voie să fiu brutal? În termenii generali. Operație de tip securistic. Punct. Domnule Cărbunaru, aveți ceva de adăugat la acest? Nu știu, nu am informații de domnului Tănase. Recunosc că și eu sunt surprins de prezența domnului Oprea acolo, dar având în vedere, repet, interesul constant pe care periodic l-a manifestat domnul Oprea față de activitatea politică a PSD-ului, nu sunt atât de surprins în acest context. Sigur că pare surprinzător că în acest moment de cumpănă pentru PSD, în care toată lumea știe că la pierderea legilor aproape e un ritual ca liderul să fie sacrificat, să-l avem acolo pe domnia sa, cât privește reprezentarea de care pot beneficia sindicaliștii. Din câte cunosc, sunt anumite categorii, cum e cazul polițiștilor, spre exemplu, care pot să se asocieze în formulă sindicală, ca și în cazul penitenciarilor, dacă se referă la o astfel de formă de reprezentare, pentru că sunt multe forme de organizare sindicală în această zonă. Domnule Șarmădre, și către dumneavoastră n-am mai înțeles. Este fuziune, este acord, este supus la vot prezența domnului Oprea. Este, deci vă dați seama, contestată sufragerie a domnului Oprea de altă dată s-a transformat în sufrageria lui Dragnea de la Jilava, de la Rahova. Nu știu. Deci, combinațiile făcute în sufragerii nu mai sunt de actualitate pentru România anului 2019. Punctul 1. Punctul 2. Cred că PSD-ul ar trebui să aibă un exercițiu de reflexie un pic mai larg, care să înceapă cu o simplă întrebare. De ce n-au fost în stare în 20 de ani, nu doar la ultimele alegeri, să ofere candidați viabili pentru cea mai înaltă funcție în stat? Asta e una dintre întrebări. Și după aceea, dacă coboară un nivel mai jos, se întrebe, oare le-a făcut bine că și-au schimbat prim-ministrii din 6 în 6 luni la un moment dat? Oare lucrul ăsta nu cumva îl decontează
taman acum când oamenii au avut posibilitatea să tragă linie, să adune și să-și exprime un punct de vedere. Și am văzut și diversi lideri, doamna Firea care îi dă cu poșeta în cap doamna Dăncilă, mă preocupă mai puțin. Ar trebui să se preocupe, au bucureștenii căldură și apă caldă? Da? Dacă sunt primari sau pe la localitățile unde sunt, că vin alegerile locale. Deci o să treacă păruiala asta politică și ei vor deconta peste câteva luni, fiecare la locul său, unde sunt primari, viceprimari, președinți, de ce mai fi, ei vor deconta rezultatele și de pe palierele locale, unde lucrurile nu arată bine deloc. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat la o petrecere cu înjurături în județul Prahova. Așa au sărbătorit victoria lui Klaus Iohannis câțiva consilieri PNL din localitatea Bolteș-Căieni, după ce au aflat rezultatul votului. Aceștia s-au filmat în timp ce îi înjurau pe cei de la Partidul Social Democrat. Nu știu dacă erau de la PNL, nu mai înțeles, sau de la USR, că până la urmă acesta părea să fie sloganul celor rezistenți din piață. Și dacă mai se băie după vârste, cred că se mai curând PNL. N-au față de USR. Așa este. Da. Verificați, vă rog. Așa este. Da, și steagul în spate e PNL, vedeți? Da, nu numai. Spuneam într-o notă ironică, având în vedere și înfrățirea recentă dintre cele două partide, mai nou se susțin. Încă nu s-au înfrățit, mai au. Mai au un pic. Bun, dar reacția aceasta cum o comentăm? Se bucură și oamenii cam la cât le e nivelul. Au băut un pahar, i-au uitat și se bucură, ce să le face. Asta este. Nu, aceea trebuie să se defileze sobri în piața centrală a Ploieștiului. Se bucură într-o căpere acolo, fără să deranjeze pe nimeni. Nu văd nici în rău, nici în bine chestiunea asta. Nu, vă întreb pentru că, de exemplu, la Sibiu am văzut pe susținătorii domnului Iohannis într-o altă notă. Erau pe stradă cu șampanie, făceau hora. Bravo lor, au câștigat, nu? Așa este, detașat. Care e problema? Ați văzut ce la o finală de fotbal pe străzile Londrei sau pe la Bruxelles? Ce se întâmplă? Nu e nimic, nu. Tot ar trebui să se bucure. Domnul și domnule, bine, după maratonul jurnalistic dedicat alegerilor prezidențiale, România TV vă pregătește o nouă zi de transmisiuni speciale de Ziua Națională a României și vedem aceste imagini. De 101 ani, o țară. De 8 ani, o televiziune pentru țară. Evenimentele. Liderii. Dezvăluirile. Oamenii. Revoltele. Bucuriile. Aici sunt cele mai bune informații și imagini. De 8 ani, aici transmite România. Decembrie, la cea mai populară televiziune de știri, stai să vezi ce e în sufletul unui popor. Știrile România TV, ediții speciale de 1 decembrie.